În început aș ruga să ne spuneți ce sumă a fost alocată primăriei Muntenii de Jos de către Consiliul Județean și Direcția Generală a Finanțelor Publice. De la Consiliul Județean s-au repartizat 235.000, iar de la Finanțele Publice 980.000. Ce vă permiteți cu acești bani în afară de plata salariilor? De la Consiliul Județean 35.000 a fost repartizați pentru drumuri și noi putem duce pe alt capitol. Rest pentru echilibrare. Sunt lucruri mărunte pe care le putem face cu aceste sume mici. Deci nu ne putem permite niciun fel de investiții cu banii pe care îi primim. Singura noastră șansă este să accesăm fonduri europene, lucru pe care îl facem. De curând ați semnat niște proiecte importante pentru comuna dumneavoastră. Ați terminat și o școală? Școala, într-adevăr, am finalizat-o. Avem în derulare baza sportivă tip 2 și acum chiar că mă bucur că sunteți la Muntenii de Jos și sper cu această ocazie să vin cu un argument și dumneavoastră să faceți o rectificare, pentru că anul trecut s-a afirmat că la Muntenii de Jos s-au făcut deturnări de fonduri privind amenajarea bazei sportive. Deci a fost o eroare din partea celor care au lansat această știre. Banii care i-am primit prin hotărâre de guvern au fost pentru baza sportivă tip 2 și nu pentru terenul de sport care a aparținut asociației sportive. Deci, revenind la subiect, baza sportivă tip 2 este realizată în proporție de 60%. Prin hotărâre de guvern s-au mai alocat 161.000. Sper, eu știu, într-o lună, două de zile să finalizăm acest obiectiv. Mai avem depus covorul artificial, de executat împrejmuirea, nocturna și la interior la vestiare. De când au început lucrările la baza sportivă? În 2010. Știu că una din condiții pentru a depune un proiect pentru baza sportivă era să aveți o asociație sportivă. Avem cu elevii, avem asociații cu elevii de la școală. Deci era unul din criteriile de eligibilitate al proiectului. De asemenea, am câștigat punctaj prin partea de cofinanțare. Dacă veneai cu o parte de cofinanțare mai mare, câștigai puncte mai multe. Valoarea totală a obiectivului este de 6 miliarde. 4 miliarde 446 de milioane vin de la bugetul de stat, iar diferența până la 6 miliarde de la bugetul local. Vă așteptați că în această perioadă să primiți bani pentru terminarea bazei sportive? Pentru că nu lucrurile nu decurg atât de bine în țară. Păi, vă spuneam că printr-o hotărâre de guvern săptămâna trecută ni s-au alocat 161.000 de lei pentru baza sportivă. Asta înseamnă aproape 90% din valoarea pe care trebuia să o primim de la, în total de la bugetul de stat. Rămânând ca noi să venim cu parte de cofinanțare și să realizăm lucrurile care sunt neeligibile în proiect. Pentru ce ar mai trebui să dea guvernul o hotărâre ca să primiți bani și să terminați lucrări începute? Pentru, vă referiți ca și lucrări? Da. Păi, cu banii ăștia, cu 1.600.000, v-am spus că o să facem, punem covorul, facem împrejmuirea, rămân chestiuni de sistematizare și interiorul din, adică mă refer la centrala termică, vestiare, parte din utilități le-am realizat noi cu forțe proprii, mă refer la rețeaua de alimentare cu gaz metan, la rețeaua electrică, la canalizare, lucruri pe care noi le-am realizat deja. Deci mai aveți un pic și da. Sperăm că în maxim două luni vom da în folosință și acest obiectiv pe care elevii îl așteaptă cu mare nerăbdare. Așa
Aveți o sală de sport în comun? Sigur, am inaugurat-o odată cu școala. E singura sală de sport în comun? Da, da. Prin finalizarea bazei sportive o să închidem acest complex cu școală, sală de sport nouă și bază sportivă. Câte locuri va avea baza sportivă? Deci, practic, această bază sportivă va fi realizată pentru tip 2, pentru handbal. Tribune vor fi în jur de 70 de locuri. Astea sunt standard, nu concepem noi proiectul. Este un proiect standard pe care trebuie să-l executăm.